Bună, dragilor! Astăzi voi face împreună cu voi brioșe cu fulgi de ovăz, iar pentru acestea vom folosi 4 banane foarte bine coapte, 230 de grame de fulgi de ovăz pe care îi mixăm cu blenderul, o linguriță de scorțișoară, aici am stafide împreună cu goji și merișoare uscate, 125 de ml de ulei de floarea soarelui, esență de vanilie cam o linguriță, 2 ouă, un praf de sare și un praf de copt de 10 grame. Pentru început vom pisa foarte bine bananele și până când acestea vor deveni ca o pastă. Adăugăm cele 2 ouă și esența de vanilie peste banane, iar peste fulgii de ovăz am pus praful de copt, praful de sare și lingurița de scorțișoară. Iar acum amestecăm foarte bine ouălele și banana. Punem și uleiul peste ouă și banană. Punem de asemenea și stafidele. Amestecăm bine. Apoi vom pune puțin câte puțin și amestecul de fulgi de ovăz. Dragii mei, compoziția este gata. Uitați cum arată. Iar acum nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să transferăm compoziția în formele de brioșe. Eu am din acestea de silicon, dar se poate pune și în cele de hârtie. De fapt, mai am și din hârtie și dacă mai rămâne compoziție, le voi pune și pe acestea. Cam 2 linguri la brioșă. Și voi continua așa cu toate celelalte. Dragii mei prieteni, acestea sunt brioșele care au ieșit. A mai rămas foarte puțină compoziție. Acum le voi da la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 25-30 de minute. După aceea pot fi servite. Dragii mei prieteni, așa arată brioșele scoase din cuptor. Sunt foarte, foarte bine coapte și voi încerca și una să văd cum sunt înăuntru. Uitați ce bine arată și sunt foarte fragede. Uitați cum arată și înăuntru. Eu vă doresc poftă bună și dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați un like și un comentariu. Iar până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa!